Mă numesc Maria, mă născut anul 1943, în timpul războiului. Deși ne-a ales mama numele Maria, nu știu. Fiindcă poate i-a plăcut numele ăsta. Dar fratele îmi spunea Maria, mama îmi spunea Marusia. Așa eu am trăit, am copilărit în Volovița. Când m-am maritat, soțul îmi spunea Maruselu. Când am trăit în Ucraina, acolo îmi spuneau Mașa. Și așa am, a este nume, Marusia, Maria, Mașa și Marusia. A fost o copilărie nu prea ușor, a fost greu, foame, nu era de mâncat, deci nu era de îmbrăcat cu și. Dar am crescut fericiți în familia noastră. Am fost trei copii. Cu sora mea s-a necat și noi am rămas doi. Fratele la 16 ani a început a lucra la construcție. Și de început a și viața o leacă mai ușoară. Avem pâine. Era greu cu îmbrăcatul, știu că mama a vândut o căruță de pierză. A dus-o la soroca cu mine, cât n-a răsturnat-o cu căruță. Și-a vândut pierzele și ne-a cumpărat două rochi, două materiale de rochi. Cu aceia rochi și m-am măritat. Așa rochi au avut în sat numai eu și fac și primarului, cum am o să spun. Eu a fost. M-am măritat, ne-am dus în Ucraina. Acolo am trăit o leacă mai bineșor. M-am văzut copii. Un băieț și o fată. A venit tata de la război și era bolnav și a murit și mama a rămas cu trei copii. Și când s-a format colhozul, au venit specialiști la noi în sat și l-a pus la noi la gazdă. Și el ce mame zice, vin din Ionie, au scos bani așa mulți și zice, vin din eu că la tine tot una să moară de foame. Dar mama i-a zis că nu vând. Că lasă moară lângă mine, dar de vândut nu vând copilul. Cu bărbatul meu m-am... Ați învățat într-o clasă? M-am cunoscut în clasa 4. El a venit la noi în sat și a venit și l-a învățat în clasa 4 cu mine. Și noi copiii micitei ne-am împrietenit. Am crescut și ne-am căsătorit. Și a fost asta o viață frumoasă, îndelungată. Dar el cum mă zia, aducea fura de la mama lui ață de cusut, muline mai înainte era. Și da el fura de acolo și aducea și da la fete, dar eu știam numai într-o parte și mă uitam așa, dar el lua și el mai multă ață, îmi da nia. Și așa ne-am împrietenit și așa am crescut împreună. El s-a dus la soroca și a învățat 8 clasă, dar eu am rămas în sat cu 7 clasă. Și pe urmă ne-am căsătorit și am făcut familie. Am crescut când am în clasa 7, trebuie să dăm examenele și era examen la matematică. Dar eu cam slăbuță la matematică eram, că n-aveam când învăța cu mama, la tutun lucram. Veneam de la școală, zvârlem janta și la tutun. Dar el m-a ajutat. Ne dușeam la școală și el ne rezolva temele de la matematică și la alții le dădea. El era tare la matematică. Eu cred că numele Maria ne-a adus fericire în viață. Am fost fericită cu numele ăsta. Toți mă simau și am fost foarte bucuroasă de ăsta nume. Și este și sărbătoarea asta, Sfânta Maria, Maria și Mică, ziua hramului la noi în sat. Și când la noi fetele se dușeau, ajungeau de sărbătoarea asta, cu băieții le scoteau la joc. Și veneau băieți și erau de la părinți fete voie ca să-i dea voie să ducă la joc.
zdușeau și jucau acolo și sara le aduce înapoi acasă și le dădea la părinți. Spunea chiar că v-am adus înapoi fata acasă. Așa, da, la joc îmi dă de voie, însă de la kino, ea că aducea kino la noi în sat, era așa. Se dușeau tineretul, mama nu îmi dă de voie cu nimeni, numai decât cu bărbatul meu. Mai mult nu îmi dă de voie să mă duc. El mă dușeam cu dânsul și mă întorceam înapoi acasă, tot cu dânsul. Mama mă aștepta la poartă. Ea că este două felicitări, mi-a transmis băietul care prietenem, care a fost, dăm și bărbatul meu. Eu sunt la soroca la școală și ea că mi-a trimis felicitarea asta și asta. Asta le țin ca amintire și în ziua de azi. De aici e scris de mâna lui, ca amintire de la prietenul tău de la școală, Alex.